Gândire liniară. Gândirea neliniară este o revelație peste noapte. Copilul a transformat într-o singură zi. Nu e o chestie de cantitate aici, asta e o înțelegere. Nu de cantitate vorbeam, ca să nu, am senzația că m-ați înțeles greșit, nu de cantitate vorbeam. De sentimentul că sunt doar picături atât, de sunt tine. Hai să ne folosim măcar pe asta, prima să fie. Sigur. Că nici pe asta, din cauza, care, când spuneți așa, în mintea celor se lasă, o, la dreptate, sunt 2, 3, nu o să facem niciodată. Și se crează sentimentul că nu o să putem reduce niciodată. Am început prin a spune că aici e numai lume tenace. Nu e adevărat, vă arăt, mergem peste tot și în fiecare zonă este cel puțin o celulă. În fiecare zonă este o celulă. Nu sunt la televizor, nu le vedem în ziare, dar înseamnă că nu există. Ele există, sunt necunoscute și asta e puterea acestei țări. Esențial este să ieșim din cutiuță, să dăm mâinile. Să ne dezvoltăm să facem acum ca să fim toți împreună. Dar măcar exemplele se pune practici, să ne pronunțăm, să ne punem practici. Spus, inițiativă personală. Un sentiment foarte tonic pe care eu personal îl resim, fiindcă noi știm că ne tot timpul avem sentimentul ăsta că de fapt noi suntem singuri pe planetă. Acum înțelegem că nu suntem chiar singuri. E bine. Facem o socoteală. Pe gaussian înseamnă așa, 67%, adică plus minus sigma, sunt normal, sunt jos. Probabilitatea să fim la cei 6 sigma, adică la capete, sunt 0,1 și 0,1. Păi 0 înseamnă ce 0? Înseamnă că am nevoie de 1000 de oameni ca să găsesc unul. Probabilitatea unui om în interacțiunea vieții lui poate să fie în contact pe alt 50-100. Păi aici acum să găsească pe la 1. Dar asta înseamnă că nu există. Statistic există. Îmi pun acea fel problema. Cum să găsesc pe la 1 și să facem punte? Că 0,1% e de 10 mai puternic decât mare, media. Mai că trebuie să facem asta o lecție a dăruirii. Să nu mergem pe eficiență, că suntem băgați în cap cu eficiența și suntem așa de băgați în cap încât nu avem energia internă să începem ceva dacă nu vedem care ieși. Copilul începe direct, stă să calculeze, să calculeze, deși mintea de copil, cu experiența de adult, să intrăm în jocuri fără finalitate, dacă o merg, dar avem instinct ăsta. Calculez ca câte trebuie, a, mai complicat, fel complexitate, eu de la început, a, de pe, da, lasă, merge și așa. Și fac mai fraze, o să schimbăm și intrăm în partea de demagogie. Și mă păcăresc pe mine. Și ne păcălim mult atât. Trebuie altfel să dăm analiza asta la o parte, să vedem, ăștia suntem, atâta putem, altul mama nu mai face, cu ce avem, îi punem împreună, ce putem pune, ce nu, măcar nu ne mai încurcăm. Dar nu mai transmitem fără să vrem sentimentul că România nu poate face nimic, că transmitem fără să vrem acest sentiment. E involuntar. Trebuie să-l conștientizăm că transmitem prin atitudinea noastră. Eu asta pentru mine e cea mai mare durere și cea mai mare problemă este să transmiți unor populații sentimentul de indiferență, indiferența ucide, și respectiv de lipsa de viziune sau lipsa de speranță. Ce e multul popor. Dar suntem deja aproape morți. Din cauza asta. Păi să luptăm pe noi. Dacă în momentul ce știm diagnoza, că avem un medic care spune că diagnoza asta e diagnoza. Păi să găsim remedii. Pe ce ne întâlnim în grupe de... Dar cine ne-a oprit să zim în fiecare sâmbătă? Perfect, facem alții ziarism. Zice Chomsky, nu zice eu. Și eu zice, domnule, e poluată toată rețeaua de jurnalism pe toată lumea, pentru că este masa de manipulare. Dar faceți-vă jurnalismul local. Faceți 5.000 de posturi. Puteți face un post de televiziune pe YouStreaming, pe 500 de persoane, gratis. Cine vă oprește? Cine vă oprește că YouStreaming e gratis? Faceți un post de televiziune, măcar o dată la o oră, seara, dar de emiteți ca atare. În școală, puteți post, acum, e o videocameră, e cum facem Skype, pot să fac orice și dau copiilor un raport de fotografiat că au telefonul și Skype-ul și face un post de televiziune local. Cine îi oprește? Paradoxal, noi am venit cu oameni speciali, am dat eu bani, am cumpărat în licee ce le trebuie și nu s-a făcut nimic, pentru că profesorii n-au uitat în joc. Profesorul trebuie să intre în joc el, dacă nu intre în joc, nu am ce să... Deci, și atunci nu pot să educ profesorii, că n-am cum să-i mai educ. Educ pe copii și duc pe copii și facem din copii. Părinții și copiii. Și nu orice părinți, ci părinții dispuși, că sunt și eu minoritate. Intră în depresie. Intră în depresie, de aia zic. Sunt convins că am fost invitat la de niște oameni mari, cu bani mulți, să le proiectez o școală, pentru că copiii lor îngeau în clasa a 5-a. Și aveau o nebunie că nu știau să-i ducă la ce școală. Și erau 10 persoane, nu o să uit niciodată. 10 persoane, când am fost acolo invitat, mă uitam jos. Păi suma de bani pe mașinile lor din parc era peste 1 milion și ceva de euro. Păi cu mașinile lor făceam două școli. Da? Deci automat și am început să discutăm. Zic, primul lege, s-ar putea să nu vă placă ce vă spun, dar nu puteți externaliza funcția de părinte și cumpăra cu banii ceea ce vreau să faceți.
Deci prima problemă este că eu cel bun pot să vă pun la lucru. Păi n-a plăcut deloc chestia asta. Eu cred că dacă am ajuns acolo, e eventual și bani puțin, că acum facem economie. Păi stai puțin, despre ce vorbim aici? V-au predat și rolul de automat. Da, și rolul de automat, nu dorește, dar ce am zis atâta, putem face nouă școală, 10 de școli, dacă dați 10% din energia noastră de business pe tema asta. Că nu m-ați așteptat de la mine să fiu și businessman, că atunci erați la mine, erați la coadă, să aveți o audiență. Deci înseamnă că, ca să știți să faceți business, să-i puneți energia aia 10% de business pentru tema asta a copilului vostru. Nu. Deci nu mai așteptăm pe acolo. Așteptăm de la om la om în școala bunicul. Dar dacă faceți cumva școala la bunicul, de exemplu, soția mea are deja un program destul de elaborat, de care se numește chimia în bucătărie. Deci foarte sofisticat. Și poate să-l facă oricine. Date pe găsiți pe internet câte vă trece prin cap. Ce materiale, ce desene animate, ce programe. Trebuie doar să ți le așezi și faci pentru nepotul tău. Dacă prinzi pentru nepotul tău, el va da mai departe, fără să vrea, că se duce nemulțumit să vorbească cu oricine. Dar trebuie să-l faci tu. Dacă te vede copilul pregătit, cum să spun, pasionat pentru ceva, dar nu mai vede copilul pasionat pentru nimic. Asta le spun și eu părinților. Luați-i când veniți cu ei de la școală și pregătiți-vă, nu știu, seara, cina cu ei alături. Lăsați-i da. Mâna în făină. Sigur că da. Acolo este arta. Dar să o vadă. Noi am verificat, până n-am făcut noi acasă la noi, cu prietenii noștri, chestia asta, să vadă ce se întâmplă, nu s-a făcut. Deci e elementar, că te uiți în două poze, ceva lucru. Dar până nu te vede cineva, deci foarte mult contează să citești neuronul oglindă, în care apare starea când îl vezi pe altă. Deci hai să facem, nu numai să vorbim despre, noi ne-am învățat să vorbim despre. Dacă să pui tu mâna să faci tu acolo cu șurubelință, dai mâna în stânga, în dreapta. Hai să punem mâna să facem, nu la nivel național, nu pentru toată țara, pentru grupul meu de prieteni, pentru familia care o am și 3 prieteni în jur. Altă problemă. Eu tot spun la zona de la cafenea, uitați-vă în stânga și în dreapta. Uitați-vă în stânga și în dreapta ca să vedeți cine e alături. Păi dacă sunteți împreună, mai dați-vă telefoane, că toată lumea se plânge că n-am cu cine să de vorbă. Păi asta aveți ce spune. După ce stăteți, înseamnă că toți aveți nevoie. Păi, dar întâlniți-vă în afara, schimbați grupul de prieteni. Mi-am permis să pun pe la spatele dumneavoastră. Vedeți cum vă lucrează? Da. Ați auzit de Fichte, da? Deci asta era educația. Noi încă trăim aici, în paradigma asta. Da? Educația ar trebui să aibă drept să distrugerea tuturor reabilitării. Educație, doamne, dresaj. Da, dar noi trăim încă în ce spune domnul Fichte. Părinții, în forma lor de confort zilnic, au rămășițele dresajului care a fost promovat de-a lungul anilor. Dar știm, dar știm. Și este acum columnă în grupul părinților. Și copiii se comportă bine, pentru că urlul am acum o fetiță mică. La eforturile disperate. Da. Au o energie. Iar la plâns, copiii mici au învățat să plângă, dar plâng ceva ce nu mi-am imaginat. Și plâng ca semnal. Deci, automat, dacă noi nu înțelegem de fapt că ei plâng pentru ceva, că... Deci e ceva, o stare de nemulțumire, o stare de ceva. Ei ne vor dresa fără să vrei, pentru că, la un moment dat, trebuie să fii atent ce se întâmplă. Vă spuneam, totuși, fata mea a terminat un doctorat și un postdoctorat în bioastrofizică. Dacă n-a citit, băiatul plângea, avea 8 luni și plângea între ora 4 și 6 continuu. De la 4 până la 6 plângea, de nu știau ce să-i facă. Nu știa ce să-i facă. De ce am zis asta cu bioastrofizica? Pentru că la un moment dat citește disperare pe internet într-o comunitate de bune practici. Părinții zice, doamne, eu am scăpat de chestia asta, că și eu am pățit între 4 și 6 plângea permanent. Și i-am rezolvat problema pentru că am dat drumul la mașina de spălat. Și asta oficiala mea a zis, dumneavoastră, tir, adică cum să spun, ai băi cu chestii de genul ăsta? Dar uite că în momentul ăla, la un moment dat, când era, uite, până aici, nu știa să facă, a dat drumul la un fel, s-a dus și era și a tăcut instantaneu. Și după aia a început să fac o școală și a făcut o analiză matematică a semnalul respectiv și a văzut ce că e comportament haotic și a înțeles că are nevoie de un tip de stimul, de anumită factură, e prea liniște. Are nevoie de un tip de structură care este special haotică, inima cântă, nu bate. Și atunci, să vedeți pe internet, sunt site-uri specializate care îți oferă deja muzică specială pentru tăcut copiii. Dar în spate, de fapt, e o cunoaștere care înseamnă să poți să faci o analiză de Ana, că inima cântă, nu bate și bate, că cântatul e haotic, asta e fizică, care învățăm și pe ea. Dar noi teoria haosului nu vrem să învățăm, că am învățat școală, că am două doctorate.
asta e unicitatea timpului care îl trăim. Neuroștiințele, știința vremurilor, au făcut pași atât de mari încât înțelegem structura și funcția cum să construiesc în copil. Categoric. Dacă nu înțelegem că plânsul copilului înseamnă 6 ore fără apărare imunitară, 6 ore la supărare, n-aveți imunitate. Asta înseamnă că o contrarietate, un plâns de copil, înseamnă că este boală în colectivitate. Da, da, da. Aici. Clar. Și nu e la copil, e la părinte. Da, 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 da. La ora actuală știm ce se întâmplă în mintea copiilor, pentru că au programat tot, etapă de etapă, să știți. Și copiii nu trebuie educați. Perioada critică, perioada în care absorbe ceva, absorbe altceva, se dezvoltă altă structură și imaginile Doamnei sunt superbe. Și cele de la matematică, între clasic și asta, să vedeți, acolo operează doar cu cifre, cu drepte, pe când zonele de stimulare prin conectom și prin spinurile dendritice realizează atunci când este imagine cu degradeuri, cu forme, cu curbe, activează până la 30-70 de zone odată. În loc de o linie care activează o frecvență undeva pe occipitală. Iar noi avem o problemă majoră, că dintre pare, asta am fost educați, să vorbim de aia ziceam liniară, adică temei, domne, un cu punct, sau temei, nu temei. Se face prin recursivitate, se integrează, se repetă, se integrează, se explorează, se integrează. E o perioadă de acumulare cu un salt calitativ care face o sinteză. Știm asta la Piaget, că de-aia l-am avut pe Piaget, apoi avem cu ce să-l verificăm pe Piaget, că avem tomografe respective, foarte sofisticate. Și genetic, neetic, deja au făcut la, efectiv, pentru noi născuți, în ăsta foarte de mare rezoluție și au văzut deja cum se formează decodorul de limbaj, decodorul de... Și dacă nu este omul implicat, nu se formează. E ca și când, acum tragem o concluzie mai SF, așa că e ca și când copilul, de fapt, învață cum să vorbească, că el de înțeles înțelege. El este plânge de incapacitate de exprimat, de înțeles înțelege. E o înțelegere în asta mai aproape de telepatic sau ce vreți noastră. Înțelesul îți transmite altfel. A? Și deci, cu alte cuvinte, acum vedem chestia asta. Și cum am descoperit? Că este experiment științific. 100 de copii au fost expuși la limba engleză în principiu, tratați și cu aparatul respectiv, dar de, cum să spun, au ajuns până la 3 ani, la 3 luni. La 3 luni s-au împărțit în două grupuri și au fost expuși la a doua limbă. A doua limbă era mandarina. Deci e o limbă diferită structural între chineză, engleză și mandarină. Și un lot a fost mama care a transmis, a vorbit bilingv de la acel moment, și a creat aceeași atmosferă, dar în interacțiune umană. Și cealaltă lot a fost pus toate, exact toate lecțiile, tot mama, cu toate lecțiile, dar puse pe internet, pe calculat, pe limba, pe sistemele astea de învățare electronică. Pus pe film. Dar aceleași probleme. După 6 luni, reacționau bine la mandarină, era inteligibilitate, dar informația dată de către mamă, prin intermediul tehnicii de calcul, nimic. Deci avem nevoie de interacționare, să spese de copilul, trebuie să interacționezi, îi proiectezi, îi simți, chiar nu, că nu înțelegi. Ce vorbești? Păpițica, măpițica, nu, el este partener. Ați văzut cu ce am început, ce poză, eu nu o să uit poza respectivă, 4 ore de la naștere. Pe ăla s-a uitat, nu înțelegea ce se întâmplă, adică n-am înțeles. Și întâmplătoarea și nepotul meu, deci e autentică, nu-i poveste. Da, deci e probleme serioase, provocare adevărată. Adică și vine la o persoană care era foarte riguroasă fizică și vede că fizica nu-i totul. Deci ne învățăm. Dar asta nu înseamnă că o scoate, acum facem matematică. Acum, după ce a atins în nivelul respectiv și a plimbat prin lume și la Los Alamos și așa departe, a zis, domnule, stop, cariera științifică mi-am atins nivelul, acum eu fac o altă școală. Și acum reformulează să fac o școală integrată, în care cele două să se îmbine, nu să fie numai una din ele. Ca ea sunt 10. Renunță. Sunt foarte multe persoane care au fost date afară din firme. Firmele intră în faliment, persoane bune și ce să facă? Și încep să se adapteze. Păi să încep să vină antreprenori pentru asemenea. Deci se creează natural. Societatea se va mișca. Societatea are încredere. Omenirea are omenire, are omenire. Ea își vede mai departe. Noi suntem problema. Dar fluxul umanității se duce. După au fost date catastrofe și nu s-a întâmplat nimic. Noi mergem în continuare. Adică umanitatea merge. Noi suntem problema cum facem. Și prima problemă ar fi să avem curajul să ne așezăm, facem un experiment, eu îl provoc încă o dată.
Ar fi o surpriză să se întâmple, că am mai spus asta de câte ori în sala asta, de cred că și sala asta. Luați o pagină de hârtie și mâine sau poimine așteptați-vă părerea personală despre nu ce e, că știm cu toți, diagnoza deja avem, cred tot. Ce ați face? De nu gândindu-vă la cantitate, să fie național, ce ați face dumneavoastră cu nepotul, cu copilul, cu trei din jurul, ce ați face? Și faceți până la capăt, nu o să iasă nimeni mai scât. Dar dacă nu reușim măcar o pagină, nu pe fraze, că noi le facem compunere aici, ci idei, să le punem pe hârtie și să le venim cu ele aici, să avem curajul să le citim în fața noastră, de ce să așteptăm să vină cineva să le citească și noi să le facem ce? Să intrăm în turmă? Nu se poate. Turma nu mai, nu mai merge. Ne creăm prin emergență, numește emergență în complexitate, se creează, prin interacțiuni de genul ăsta, se creează ceva care nu este a niciunuia, e dincolo de ele, dar e ca un fel de invocare, dacă vreți, a unei șanse de a străpunge. Dar trebuie să fim activi. Hai să vedem. Dacă suntem aici așa o socoteală, la prima vedere, 40 de persoane. Pe 40 de pagini, s-au scris deja un caietan. Dacă nici 40 de pagini putem aduna de oameni care vor și vin pe iarnă, pe drum, până aici, la ora asta, atunci ce se pretinții sa mea care fug de orice răspundere? Când m-am rugat la mine disperarea, când vizez pe Facebook, se scrie Domnul Iosifes, care scrie minunat și care, ex catedra, ne spune ce ar trebui să se facă. De-aia îți spun că ideea este să ce faci? Dar nu m-a interesat de ce zice ceva, de-aia de nu atâtea coce mi-a făcut ea. Ce faci cu dumneavoastră m-a interesat? Da. De-aia, eu asta am spus. Ce face fiecare în parte, ce idee face? Da. Cred că a fost destul de clar. Problema este personală. De asta în fața foii albe. Vreau să spuneți ce facem cu copiii noștri fiecare. Nu știu. De o idee vis-a-vis de această transformare. Personală, experiență, fiecare face ce vrea. Dar să scrim o pagină. Dar nu compilând texte frumoase scrise care devin limbaj de lemn. Nu că sunt scrise prost, nu sunt scrise foarte bine. Dar nu avem capacitatea să decodificăm informația, să copii, să ne spunem analfabet funcțional.